La data de 17 septembrie s-a format Consiliul Electoral Raional al Circumscripției Electorale Drochea numărul 14. În Consiliul Electoral au fost desemnați doi membri de instanța de judecată, câte un membru de partidele reprezentative în Parlamentul Republicii Moldova. Doi membri urmau să fie desemnați de Consiliul Raional, doi membri au fost desemnați din Registrul Funcționarilor Electorali. Total au fost confirmați 8 membri. 3 membri urmează să fie desemnați de către Consiliul Electoral Central. Ne-am adunat astăzi la prima ședință de constituire a Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală Raională Drochea, numărul 14, care a fost constituit prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale, la data de 16 septembrie 2023, hotărârea numărul 1245. Deci eu am să-i dau citire hotărârii. Hotărârea cu privire la confirmarea componenței nominale a Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Raionale Drochea numărul 14. În vederea executării punctului 5 din programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie 2023, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 1150 din 2023, în temeiul codului electoral, numărul 325 din 2022, Comisia Electorală Centrală hotărăște. Se stabilește componența numerică a Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Raionale Drochea, numărul 14, număr de 11 membri. Se confirmă componența nominală a Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Raionale Drochea, numărul 14, după cum urmează. Grigorița Oxana, președinte, jurist numit în funcție conform legii 158, din 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Borogan Corneliu, membru, jurist din Registrul Funcționarilor Electorali. Cabac Dina, membru, jurist din Registrul Funcționarilor Electorali. Copt Alexandru, membru, jurist din partea judecătoriei Drochea. Duhotir Oxana, membru, licențiat în administrația publică din partea partidului politic. Grițco Zinaida, membru, asistentă medicală din partea tot unui partid politic. Moșin Sergiu, membru, jurist din partea judecătoriei Drochea, Văscălțan Alina, membru, contabil din partea partidului politic. Punctul 3 din prezenta hotărârii prevede că președintele Consiliului Electoral de Circumscripție va asigura convocarea primei ședințe, care se va desfășura în cel târziu până la data de 18 septembrie 2023. Consiliul Electoral va propune spre degrevare sau convocare a 3 persoane din componența sa, precum și spre aprobare statul de personal al aparatului Consiliului Electoral, cel târziu data de 18 septembrie. Punctul 5. Consiliul Electoral va constitui circumscripții electorale de nivel 1 până la 21 septembrie, Consiliul Electoral de circumscripții de nivel 1 până la 26 septembrie 2023, secțiile de votare până la 1 octombrie 2023, birourile electorale ale secțiilor de votare până la 11 octombrie 2023. Punctul 6. La propunerea Consiliului Electoral de circumscripții din nivelul 1 și a birourilor electorale ale secțiilor de votare, Consiliul Electoral va decide asupra degrevării sau convocării unei persoane din componența acestora. În cadrul ședinței a fost ales președintele ședinței, după care, prin vot secret, a fost ales secretarul circumscripției electorale Drochea. A fost aleasă la funcția de secretară Cabac Dina. Deci astăzi s-a întrunit în ședința de constituire Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Raionale Drochea numărul 14, deci care a fost constituit prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale. Componența comisiei a fost aprobată în număr de 11 persoane, confirmați sunt 8 membri. Prezenți astăzi la ședință din cei 8 membri au fost 6 membri, 2 absentați motivat. În cadrul primei ședințe, deci am mers la alegerea secretarului Consiliului Electoral Circumscripții Electorale Raionale Drochea numărul 14. După închiderea primei ședințe de către Consiliu a fost desfășurată ședința a doua, în care a fost stabilit programul de lucru și responsabilitățile fiecărui membru. Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Raionale Drochea s-a întrunit astăzi în a doua ședință
acestuia. Deci, pe ordine de zi au fost examinate 5 chestiuni privitor la stabilirea programului de lucru și comunicarea datelor de contact ale Consiliului Electoral, atribuțiilor și repartizarea sarcinilor între membrii Consiliului Electoral al circumscripției. Treia întrebare a fost propunerea pentru degrevare sau convocare a unor membri ai Consiliului Electoral al circumscripției electorale și aprobarea statului de personal al acestuia. Patra întrebare de pe ordine de zi a fost stabilirea locului și timpului recepționării cererilor de eliberare a listelor de subscripție pentru candidații independenți, a cererilor și documentelor în vederea registrării grupurilor de inițiativă și respectiva concurenților electorale. Și a cincea întrebare, stabilirea numărului persoanelor de încredere concurenților electorali la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. Țin să comunic tuturor, inclusiv și cetățenilor și concurenților electorali, candidaților independenți, cu începere din data de 19 septembrie 2023, începând cu orele 9, sala de ședință a Consiliului Raional Drochea, care este sediul Consiliului Electoral Circumscripției Electorale Raionale, vom începe primirea documentelor pentru înregistrare în calitate de concurent electoral sau pentru eliberarea listelor de subscripție și înregistrarea grupurilor de inițiativă. Termenul de depunerea cererilor pentru înregistrare, deci este începând, cum am menționat, 19 septembrie până la 6 octombrie 2023. Activitatea Consiliului ce ține de acest fapt, deci o începem orele 9 și până la orele 16. În ziua, ultima zi de depunerea documentelor pentru înregistrare, deci vom activa, se vor primi documentele până la orele 17. Consiliul Electoral Raional al Circumscripției Electorale numărul 14 Drochea își va desfășura activitatea în incinta Consiliului Raional până la petrecerea alegerilor generale locale din 5 noiembrie 2023.